Înserare în copilărie. Se face pe urmă o vreme în care se scrie și despre făptura ta, așa cum o așezi printre patrate de timp alternat și se descrie, în rime care nu sună în aceleași părți de cuvânt, cum te așezi pe lângă vreo ființă sau alta și o privești sub reptice, și tu citești aceste legende, surâzi, și o plictisitoare întunecime care ți este complice se răspândește în jurul tău, cu ochii ursuți fixată înspre tine ca o pisică. Doar că nici nu mai are vreo importanță ceea ce scrie acolo, cu o mare scriere uncială. Are un alt înțeles decât cel pe care tu, închizând caltea, l-ai fi ales. Rămâne doar lumina de după amiază de iarnă mai timpurie, în care te plimbi printr-o răsfrângere risipită și cenușie. Mopete a lipsit multă vreme de acasă și într-o dimineață s-a întors să-și vadă pisica. Era o dimineață cu soare, în curte, frica lui Mopete de locul acesta se strânsese, retrasă, lângă florile părite de vară din brazdă la soare. Avea acum chipul pisicii și îl privea pe Mopete cu ochi impasibili și abia decolorați de lumina cu străvezime autumnale. Mopete oprit o clipă să o privească, o simțea pe pisică foarte străină, ar fi vrut să intre repede în casă. O nefirească amețeară îl legăna pe trepte înspre pisică, înapoi, până la urmă pisica a plecat cu mersul greoi al plictiselii. Se vedea că este urât.